Concursul i-a fost dedicat poetului Aşık Veysel și a reunit peste 50 de elevi de etnie turcă din județul Constanța. Copiii au recitat poezii din opera artistului, considerat unul dintre cei mai importanti scriitori anatolieni, ale cărui versuri vorbesc despre dragoste și despre moarte. Gheorghi Pășa, nălărghi, Veysel ghidar, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Sarılarak suya gidin, ağlan gözlük kaşık ar. Giden yollar yürünerek, sardım aslı kuli melek, dilleri nazlı gülerek. Ondan sonra ordu Türklerin yurdu, Edirne'den gelen obuyu kurdu. Inițiativa, așa cum am spus, din dorința de a comunica prin cultură și mai mult decât atât, așa cum am spus mai înainte, poezia este pasiunea mea. Cum mi s-au părut micuții astăzi? Micuții, sincer vă spun, m-au impresionat, pentru că poeziile sunt totuși pentru un nivel mai sus. Faptul că au reușit să recite din memorie foarte bine, foarte clar, și anumiți elevi, chiar dacă au citit, au citit corect, clar. Asta este un câștig. Concursul de poezie organizat de Comisia de Învățământ a Uniunii Democrate Turce din România a fost coordonat de profesorul Vildan Bormambet. La eveniment au fost prezenți Osman Febdi, președintele UDTR, deputatul Ibrahim Hussein, subprefectul Levent Acoyum și alte oficialități. Cu toții au apreciat inițiativa și mai ales talentul de care au dat dovadă copiii. O inițiativă bună pentru zona din care ne tragem, pentru o parte puțin spre nord a Dobrogei, mă refer față de Constanța. Este foarte bine că s-a abordat un poet deosebit al Turciei. Numele lui este Aşk, înseamnă dragoste, tradus în românește. Și după cum, dacă ați participat la eveniment, ați văzut, copiii și tinerii sunt foarte bine pregătiți. E bine să ne cunoaștem literatura și obiceiurile, tradițiilor noastre. Este o premieră, pentru că, într-adevăr, domnul Iomer Feuzi ne-a propus să organizăm acest concurs la Megidia. Și eu, ca președinte de Comisia Învățământului din Uniunea Democrată Turcă din România, am aprobat, domnul președinte a fost lângă noi și am susținut acest proiect. Aşık Veysel pentru noi turcii este și va rămâne un rapsod care ne unge inimile cu poeziile și aceste poezii care au devenit și cântece. Elevii au fost încântați de competiție. Tocmai de aceea au prezentat momente bine pregătite și au sperat să fie câștigători. Am făcut un mare efort eu împreună cu colegul meu și merităm. Am făcut un proiect în Microsoft PowerPoint la care am luat premiul 2. Ce le spuneai celor care totuși nu au câștigat? Să mai încerce și altă dată. Organizatorii spun că activitățile de acest gen au ca scop implicarea și stimularea elevilor, care trebuie să dea dovadă de respect și prețuire pentru scriitorii turci.